Pe mine mă interesează ca să existe un nivel de trai ridicat în această țară, să nu mai existe niciun om sărman, niciun om lipsit de putere în România. Evident că voi fi dispus, pentru constituțional ești obligat. În primul, pe 1 decembrie, poporul român își alege candidații și parlamentul. Respectăm total poporul român, avem încredere că cei care vor fi aleși își vor duce la îndeplinire clar obiectivele și promisiunile, însă eu personal, conform Constituției, voi veghea precis și la obiect ca aceste promisiuni să fie respectate. Toate ținând cont de Parlament, ținând cont de executiv și mai ales ținând cont de interesul național. Prin urmare, orice s-ar spune, dincolo de ce ar gândi ei, ce ar face, ce ar prezenta, pe mine mă interesează ca să existe un nivel de trai ridicat în această țară, securitatea și stabilitatea poporului român să fie consistent dezvoltată în așa fel încât să nu mai existe niciun om sărman, niciun om lipsit de putere în România. Asta mă interesează și am toate prerogativele ca președinte să pot să veghez permanent la îndeplinirea acestor obiective din partea clasei politice.